Binecuvântat să fie Tatăl nostru, pentru că El ne conduce prin Iisus Hristos. Noi suntem numai slujitorii Săi și îndemn pe fiecare dintre ceilalți care slujiți fiecare după slujba care v-a fost oferită, să interveniți ori de câte ori aveți o lumină, nu o ascundeți sub tobroc, ci puneți-o ca să se bucure toată lumea. Eu personal cred că nu există lumina, știți, noi ne luminăm de soare și de lună, după caz, noaptea, lună, ca să nu fie prea multă lumină, să putem dormi, și ziua, soare, oricum e lumină, și dacă nu-i soare, știți voi? Dacă nu-i soarele vizibil pe cer, în sensul acesta, zic. Este un lucru interesant în Scripturi. În momentul când va veni Împărăția lui Dumnezeu, spune că acolo Dumnezeu va fi lumina lor și mielul. În această cetate nu va lumina soarele. Sigur că e profetic și vom merge în Ioan capitolul 11, dar aș vrea să culeg împreună cu voi niște mană. Că mana, de ce e asta? Hai să vedem ce e asta. Aia înseamnă cuvântul mana. Da. Ce e asta? Hrana de sus, hrana celor tari. Dacă ne hrănim cu mâncare de sus, suntem de cei tari. Dar știi ce-o păsit evrei? Ne-am săturat de hrana cea tare. Ce bune erau, ziceam la Rudi înainte, erau vegetariane, trebuie castraveți și ceapă, știi? Nu trebuie. Bine, coplând și după carne, știi, băiau să aibă mâncare mai heterogenă. Ce am vrut să spun este că trăim niște vremuri care nu credeam că o să le trăim dacă suntem dintre cei care veghem. Prima dată îndemn în mod nu categoric, într-un mod părintesc, pentru că am zis că Dumnezeu vorbește astăzi, să facem rugăciuni cum am fost îndemnați pentru cei care sunt într-o mare tragedie astăzi. Nu putem compătimi cu adevărat cu ei. Dacă nu trăim acolo și nu avem simțămintele acelea de suferință, nu facem decât să zicem, înțelegem. Înțelegerea este relativă. Știți cum suntem noi oamenii de înțelegători. Dar în același timp, putem zi de zi să rugăm cu credință pe Dumnezeu să aibă milă de oameni. Că sunt vremurile foarte complicate și astăzi circulă zvonurile pe toate urechile. Așa, știți, curentul e mare, cum aminteam mai devreme. Fiți oameni. Adică să, rațional, să fim raționali. Să gândim cu mintea. Nu gândim cu alte organe, cu tălpile, știți? Că atunci doare dacă tot călcăm pe ce gândim. Mulțumim lui Dumnezeu că l-a pus creierul la picioare, l-a pus sus. De ce amintesc lucrul acesta? Da. Dumnezeu totuși a zis că să-ți păzești piciorul, știi? Când intri în casa Domnului. Pentru că este vorba de, dacă călcăm pe cărări drepte și foarte important să croim cărări drepte cu picioarele noastre și dreptatea este numai când mergem după Domnul Iisus, că El este dreptatea noastră, neprihănirea și sfințirea noastră și înțelepciunea noastră și eliberarea noastră. Și dacă urmăm pe El de aproape, cu siguranță vom călca drept. Altfel călcăm ca și oamenii, știți cum e? Cât la stânga, cât la dreapta, ca să vezi cum e armata, știi? Vreau să amintesc că un om din țara lui Gog, știți că Ezechiel 38 vorbește de Gog din țara lui Magog. Magog înseamnă Marele Gog. Adică e Gogul stăpânul din țara cea mare. Și atunci ne putem gândi care e cea mai mare țară ca întindere și ne putem da seama. Acum putem și alege, că sunt mai multe țări mari. Cu siguranță se întâmplă ceva ciudat acolo.
atât de ciudat încât nu întâmplător prorocul lui Dumnezeu Ezechiel vorbește de Gog din țara lui Magog și nu întâmplător mulțimea lui Gog o găsim și în cartea Apocalipsei. Mulți așteaptă marele necaz, cum n-a fost de când a fost lumea. Eu vă spun, cu siguranță, după cuvântul lui Dumnezeu, să așteptați ziua mâniei lui Dumnezeu și mânia mielului, ca așa spune Scriptura. Sunt două lucruri diferite, cum invazia lui Gog nu este același lucru cu bătălia Armagedonului, să știți. Deci, verificați lucrurile acestea din Scripturi, nu vreau să mă ocup de ele. Dar în același timp, ce se întâmplă acolo este ceva ce permite Dumnezeu, cum a permis de-a lungul istoriei omenirii, mare necaz peste oameni. Și fiecare a avut necazul lui și în același timp umanitatea în esența ei a avut multe necazuri și acum, dar acum urmează o zi a mâniei lui Dumnezeu și mânia mielului. Și nu întâmplător, când zicea Rudi, când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați capetele în sus, sigur că mă gândeam și eu la lucrul acesta și m-am mirat că am avut acela spirit. Nu m-am mirat, m-am bucurat, am să spun. Nu să fie laudat. M-am bucurat. Pentru că trebuie să ne uităm către Cel ce poate izbăvi. Toți fug în toate părțile. Oamenii vor fi într-o mare învălmășală și să știți că această învălmășală va aduce o nenorocire, mânia lui Dumnezeu peste tot pământul, cum mânia lui Dumnezeu în Egipt a fost peste tot Egiptul. Poporul iudeu a fost scos din Egipt și n-a murit în vâltoarea mării pentru că era eliberat. Oamenii se vor înspăimânta la auzul valurilor mării. Gândiți-vă care asociere cu Egiptul, cu lumea. Și pare să că marea se frământă. Marea sunt neamuri, noroade, limbi și popoare, spunea Scriptura în Apocalipsă. Și ea se frământă în diferite forme. Strigă mulțimea glasului care se aude, sau mulțimea glasurilor care se sună pe pământ, nu rezolvă problema. Vedeți? Oamenii anume își fac lucrarea lor după cum spune Domnul Iisus. Și cu asta termin. Găsim în Marcu 3 și Matei 12 despre faptul că Domnul Iisus vindecă un mut orb. Și toți ziceau, are drag. Și Domnul Iisus zice acolo, e foarte interesant, dacă voi spuneți că eu am drag, dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Dar dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine îl scot? Fiii voștri, nu fiii noștri. Mulți se gândesc că fiii voștri erau apostoli. Gândiți-vă bine că nu erau apostoli, că erau fiii lor. De aceea el vor fi judecătorii voștri. Și eu explicăm o altă dată despre cum vor judeca. Dar dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi, peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare, să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Gândiți-vă acum, dacă vorbea de Satana, care este împotrivitorul lui Dumnezeu și cuvântul Satana e format, e de origine ebraică, e format din două cuvinte. Sadaș și Nas. Satanas, care vine Nas sau Nas, vine șarpe și Satan este cel care a apostat sau căzut. Știți că șarpele, după ce a păcătuit, a fost pus să trăiască pe pământ. A căzut. În mod natural. A fost blestemat cu acest lucru. Domnul Iisus, ca să poate să jefuiască casa celui rău, casa celui căzut,
Și aceste lucrări sunt lucrările celui căzut. Dumnezeu nu face așa ceva ce se întâmplă acum. Mulți dintre noi cunoaștem din istorie, nu din experiență, experiența războiului primul mondial sau al doilea război mondial, în care niște demoni pe care i-au numit împărați și stăpâni peste oameni, au hotărât să schimbe organizația și administrarea oamenilor. Într-un răsărit a fost un demon, Stalin în apus a fost un alt demon și peste restul oamenilor au fost demoni mai mici. Acum, din nou, demonii încearcă să schimbe administrarea și stăpânirea oamenilor. Că, de fapt, asta e războiul, să știți. Cum îi poate stăpâni mai bine? Dacă Domnul Iisus ne îndeamnă că atunci când vom vedea aceste lucruri întâmplându-le, să știm că izbăvirea noastră e aproape și să ne uităm în sus, înseamnă că l-așteptăm pe Stăpânul Stăpânilor și Domnul Domnilor. Și nu poate acest demon să lucreze dacă cel care e Stăpânul Stăpânilor și Domnul Domnilor nu îl leagă mai întâi. Am citit. Cum poate cineva să intre în casa celui tare? Vine stăpânitorul lumii acesteia, zicea Domnul Iisus despre Satan. El îi recunoștea autoritatea care o lua o Satan cu uzurpare. O făcut omenirea robul sau o făcut-o să fie robia sa. În robia sa. Cum poate cineva să intre casa celui ca să-i jetuiască gospodăria, adică casa, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? De aceea, între frați, știți că era discuția că Satan e legat, Satan e dezlegat, frământări care n-au legătură cu Scriptura, numai cu probleme, până la urmă, doctrinare făcute de oameni. Dragilor, este o singură credință. Eu am spus de multe ori și amintea un frate aici că îmi spunea o soră sau o femeie, dar necredincioasă. Așa ziceau și evreii despre ce, despre neamuri, că scâini, adică sunt necredincioși. Să știți că nu este om necredincios. Nu vreau să replic fratelui, numai vorbesc că mă gândeam de mult la lucrul acesta. Toată lumea are o credință a lui proprie, fundamentată pe ceva anume, pe o superstiție, pe o poveste, pe un om, pe o întâmplare, pe o minune, pe o trăire. Dar este o singură credință dată oamenilor, odată pentru totdeauna, este credința care vine, care e darul lui Dumnezeu. Și acesta e harul lui Dumnezeu, adică e dar peste dar. Este o milă pe care noi n-am meritat-o și Dumnezeu ne-a dat acest har. Deci, noi dacă iubim, vorbim aici de voia lui Dumnezeu, că vrem să facem voia lui Dumnezeu, păi facem voia lui Dumnezeu atunci când îl credem pe Dumnezeu, că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Și dacă nu ți-e frică să asculți de Dumnezeu, înseamnă că nu-l crezi. Și crezi mai mult un om. Pe mine, de exemplu, acum că vă spun tot felul de lucruri de pe piață. Nu, dragii mei, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Acesta trebuie să fie în spiritul Scripturii. Cu acesta am vrut să vă încurajez că-s vremurile de pe urmă și aceste vremuri nu pot să nu citesc un pic. Mergem în Luca 12, am și găsit. Că așa se întâmplă, că Domnul are grijă de mine. Așa. Are legătură cu ce am citit din Matei. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Adică să fim ca și cei care au ieșit din Egipt. De ce au ieșit? Ce au luat cu ei? Gândiți-vă la nenorociții de ucrainieni, au adunat și ei, ca și noi, tot felul de lucruri și nu le mai folosește niciunul la nimic. De multe ori iau două lucruri și se duc. Așa trebuie să gândim că suntem străini și călători în fiecare zi a vieții noastre. Să gândim și să trăim lucrul acesta în mintea noastră. Ca și cum n-am avea nimic numai pe Dumnezeu. Dacă suntem copiii săi. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă
ca să-i deschidă îndată când va veni și să bată la ușă. Păi cum dacă noi suntem preocupați de alte lucruri? Nu să-L așteptăm pe Domnul. Sau dacă zicem, o, Domnul a venit și astăzi în lume e împărăția celui rău. Pentru mine este un lucru care nu se îmbucă cu armonia cuvântului lui Dumnezeu. Voi cercetați, nu umblați după mine. Ferice de robe aceia, fericiți sunt robe aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui, adică fiind atenți tot ce se întâmplă și nu ascultă pe piață tot felul de povești despre unde lemnul care e făcut cu tot felul de arome. Spiritul Sfânt, sunt multe spirituri acum. Să știți, astăzi e lumea spiritelor. De la stăpânirea poporului până la să înșele și pe cei aleși. Mulți proroci mincinoși vând astăzi balivernea, spun eu în creangă. Deci, să fim foarte atenți, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Domnul Iisus nu a învățat învățătura lui Dumnezeu de la El, ci numai ce am auzit de la Tatăl meu. Și El o spune în smerenie, nu în autoritate. Că El nu a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Prima dată a venit să ne mântuiască. Astăzi suntem cei care suntem eliberați de moarte, ascultând de învățătura lui Iisus, care este cuvântul lui Dumnezeu. Numai El este singurul mijlocitor care poate să ne aducă în armonie cu Dumnezeu. Creatorul de poduri, Pontifex Maximus pentru noi, este Domnul Iisus. El creadă legătura peste prăpastia care s-a creat între noi și Dumnezeu. Vă amintiți povestea lui Lazar și bogatului, că era o prăpastie între cei a 10. Prăpastia era pentru toată omenirea. Lazar era cel care are Dumnezeu sau îndurarea lui Dumnezeu sau este în îndurarea lui Dumnezeu. E cuvântul Eleazar în limba ebraică și Lazar în greacă. Acum, ferice de robe aceia care la venirea, care aceia pe care stăpânul îi va găsi de ghind la venirea lui, adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. La masă cu Avram, Isaac și Iacob. Și voi scoți afară. Mulți ne gândesc că ce înseamnă la masă. La masă este că mănânci împreună cu Domnul. A mânca împreună cu Domnul este numai cei care mănâncă trupul Lui și beau sângele Lui. Adică se împărtășesc totdeauna din jertfa lui Iisus, dar totdeauna. Și atunci când El așteaptă să vină, Domnul îi pune să stea la masă ca și cum ar fi familia sa. Fie că vine la a doua strajă din noapte, că vine că la a treia strajă din noapte, ferice de robe aceea care, pe aceea dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, adică traducem, dacă ar ști Satan când ar veni Domnul Iisus, păi dacă noi știm, el se poate informa din tot ce știm. Vă închipuiți că nu știți să citească? De aceea Domnul ne spune foarte clar despre ceasul acela și despre ziua aceea nu știe nimeni, nici Fiul. Păi dacă așa o zis Fiul, nu zis că va ști Fiul cândva. Nu putem noi răstălmăci cuvântul, că nu e învățătură de la Dumnezeu. Orice cuvânt răstălmăcit este de la oameni. Orice este mai mult este de la cel rău, spune. Deci dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Nu vă gândiți, nu prin rațiune, ci prin veghere. Păi vi se pare că cel care veghează depistează pe cel care vine că se gândește? Nu. Veghează noaptea. Stă tot timpul cu o ca să știe când îi veni să-i deschide ușa. Iată, e stau la ușă și bat. Atenție! Domnul Iisus e la ușă și bate. Să-L deschidem să intre în viața noastră zi de zi ca să ne slujească. Ne pune la masă și să ne slujească.
Să știți că acești copii al lui Dumnezeu care astăzi rămân la masa Domnului nu sunt în znopul de neghină, care e pregătită pentru foc. Și ne asum răspunderea, orice religie, oricare de pe pământ, cât ar fi de grandioasă și de măreasă și de mică și de mare, nu-i decât un smoc în legătura lui Satan, adică a unui demon. Copiii lui Dumnezeu nu se închină nici acolo, nici acolo, ci în duh și în adevăr. Nu zic că dacă vă adunați acolo, sunteți copiii lui Dumnezeu. Lecția a fost destul prea grea și prea dură. Îmi asum răspunderea. Nu mi-am programat lucrul acesta. Domnul are grijă de orice lucru și cei înțelepți vor înțelege. Mergem în Ioan, capitolul 11. Cât e ora? 35. Mai este un pic, da? Până la fix pot să merg. Dar să știu cât pot. Aici e cea mai măreață lucrare a lui Dumnezeu. Pentru că după cum Dumnezeu învie morții, a dat și putere Fiului să dea viață cui dorește. Când a dat putere, înseamnă că toată puterea este a mea. Toată gloria este a lui Dumnezeu. Iisus lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Și noi vom lucra cu puterea lui Dumnezeu. V-am dat putere, zice Domnul Iisus, să călcați peste nepârși, peste șerpi. Păi dacă suntem copiii lui Dumnezeu, nu suntem niște slăbănoși din punct de vedere duhovnicesc a puterii lui Dumnezeu. Suntem niște disprețuiți și niște nenorociți din punct de vedere omenesc, pentru că așa ne-am născut în Adam. Dar suntem niște copii vrednici al lui Dumnezeu în Iisus, că El e vrednicia noastră. Nu suntem niște nenorociți în Iisus. Ce spune Iisus? Când, gândiți-vă la întâmplarea, știți întâmplarea, nu mai repet, e lecția de două săptămâni. A doua zi îl înștiințează pe Iisus că... Da, a zis ceva. Nu, chiar trei săptămâni. Cu asta. Asta e foarte. Interveniți, nu? Opriți-vă, că e așa ceva. Cel din tâi să tacă și celălalt să vorbească. Așa e lecția Scripturii. Și eu cred că e bine așa. A doua zi l-au înștiințat pe Iisus, care era departe de Betania, că Lazar este bolnav. După 2000 de ani de la păcatul adamic a venit legea. Cu aproximații, sigur. Legea n-a asigurat nicio viață veșnică. Nu scăpa cu om de boală. Cine va împlini aceste lucruri, va trăi prin ele. Dar dacă o iodă, cea mai mică literă evrească, cel mai mic lucru nu l-ai împlinit, tot ce ai ținut, e socotit ca și neîmplinit. Așa spunea legea. Unul pentru toți și toți pentru unul. Era la mușchetarea asta. A patra zi, Domnul Iisus a venit. După aproape 4000 de ani de la căderea lui Adam, a venit Iisus. Cine a ieșit în întâmpinare prima dată? Marta. Sunt două surori a lui Lazar. Lazar este cel ajutat de Dumnezeu, cum am spus, Eleazar, cel pentru care Dumnezeu a avut milă, acesta înseamnă cuvântul. Și interesant că Marta și Maria au cam același înțeles în limba ebraică. Miriam era Maria, a tradus Maria aici, dar Miriam în limba ebraică și Marta nu e cuvânt de origine ebraică. Poftim? Înseamnă stăpână, doamnă... Și unul și altul este până și Doamnă. Și așa și cred. Dacă gândim că cele două surori reprezintă două legământe, amândouă legământe au stăpânit peste poporul care a fost sub legământ. Așa cum o mamă stăpânește pentru fiul, peste fiul său, ca să le duce. Ierusalimul de sus este mama noastră, zice Apostolul Pavel. Deci, stăpânea. Marta, legea, a ieșit în întâmpinarea lui Iisus pentru că legea vorbea în cartea Deuteronomului prin Moise, care a fost asamintit și era un tip al lui Iisus. Proroc ca mine, va ridica Domnul Dumnezeu cerurilor din mijlocul fraților tăi. De el să ascultați. Cine nu va asculta de acest proroc va fi nimicit din popor. Acesta este un leitmotiv care sună până astăzi. Toți care n-asculte de Iisus va fi nimicit din popor. Despre Moise nu spunea lucrul acesta, știți?
niciodată nu au avut autoritatea asta. Deci, Maria, Marta au venit să-L întâmpine pe Iisus. Legea a venit să-L primească pe Iisus. Hei, dar avea o problemă. Când lege scria despre învierea morților și Maria, Marta au zis, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar n-ai făcut noi aici și a murit fratele meu. Și atunci Domnul Iisus îi spune, eu sunt învierea și viața. La lege îi spune, la evrei să înțelegem, la legământul legii. Maria reprezintă... Marta. Marta, mulțumesc. Marta reprezintă cei de sub legământul legii, adică poporul evreu. În această imagine. Și ei aveau, după părintele lor Avram, credința că Dumnezeu poate să învie morții. Și zice aici Marta, știu că va învia în ziua de apoi. Vorbește de ziua de apoi. Iisus îi zice, eu sunt învierea și viața. Îi răspunde după cum a crezut ea. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Adică voi evreilor, care credeți că numai în ziua de apoi veți învia, dacă credeți acum în mine, tu, Marta și toți evreii, veți trăi din clipa în care credeți. Iar îmi vine în cap aici un verset, e aceea aproape 3. Cine crede în Fiul, 3:36 Ioan, cine crede în Fiul, are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste aceia care nu cred în Iisus. Mai departe zice, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Deci, trăiește. Cum poți să trăiești? Iisus spune, eu sunt învierea și viața. Păi, cine trăiește? Ala care are viață, nu? Exact. Viața. Deci cel care l-a primit pe Iisus, el este viața. Și crezi până la sfârșit în Iisus, pentru totdeauna în Iisus, dar e vorba de o credință atât că suntem în trupul acela pentru că ce este desăvârșit va veni și nu știm exact dacă va fi nevoie de credință acolo, ci va fi nevoie de ascultare fără eforturi. Acum avem noi, știți voi, cele două pulsații care nu pot scăpa. Că pulsează ca și inima. Tu poți să oprești inima, poți să o bați sau dai ceva cu ele. De-a mod natural pulsează. Așa este noi cele două impulsuri numite pulsații. Impulsul spre a face bine și impulsul spre a face rău. Și Domnul ne îndeamnă de la început. Stăpânește răul cu binele. Deci, ca să stăpânim răul cu binele, trebuie să credem în Iisus. În momentul când credem în Iisus, știm că partea negativă, lucrurile rele, au fost răscumpărate de jertfa Iisus, că s-a făcut rău pentru noi, s-a făcut blestem pentru noi. În lege scria, blestemat este omul care este atârnat pe lege. Și acolo era o problemă cu cel atârnat și spânzurat, trebuia să fie cel care scoatea, dar acolo era blestemat. Și trebuia să se curețe, după lege. Deci Domnul Iisus a făcut blestem, ceva dezgustător, ca noi să fim eliberați de sub robia morții. Acest lucru nu știu dacă îl putem înțelege mai bine, decât dacă mergem cu imaginea aceasta mai departe. Ea a zis, da, legea a zis, da, Doamne, zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Tot din lege spune acolo. Până va veni Shiloh, când îl binecuvânta Iacob pe fiii săi, o zis, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda până va veni Shiloh. Shiloh. De el vor asculta popoarele, nu o să scăpăm numai voi. 49, Geneza, capitolul. Mai departe ne învață lecția. După aceste vorbe s-a dus și a chemat în taină pe sorul sa. Foarte interesant.
că legea a fost un îndrumător spre Hristos. O mărs în taină, în secret, nu cu tam-tam. Hai că a venit Shilo. Sora sa reprezintă iudeii păcătoși care nu se țineau de lege și restul omenirii. Dar care, în imaginea aceasta, nu se preocupa de faptele legii care era acolo, se preocupa ca și Maria să stea la picioarele lui Isus. Nu vorbește de partea păcătoasă, vorbește de partea pozitivă, de când au venit la Isus. Legea a chemat-o pe Maria, prin lege am intrat noi în legătură cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Adică vreau să vă spun că Noul Testament e nou legământ, dar nu sunt alte cuvinte. Sunt tot cuvintele legii iluminate de Duhul Sfânt pentru cei care sunt sub legământul de har. E o culegere de Vechi Testament, o culegere de versete din Vechiul Testament. Acesta este Noul Testament. Și Domnul Iisus când a venit nu a adus un nou dreptare a învățăturilor. El pur și simplu tot timpul l-a vorbit și apostolii din lege. Dar în spiritul legii. Pentru că deja Duhul Sfânt era peste toți cei care erau cu Iisus. Odată El a suflat Duh Sfânt peste ei și cei 70 au zis, v-am dat putere să călcați peste năpârci de atunci. Și Duhurile vă sunt supuse. Dar când a venit ziua cincizecimii, Duhul Sfânt o curs de pe capul marelui preot. Deci, mijlocirea se face prin cel mai grandios exponent al rasei umane, perfecțiunea umană a lui Iisus care a murit pentru noi. El n-a jertfit animale, s-a jertfit pe sine însuși ca să aibă pentru totdeauna o răscumpărare veșnică pentru noi. Pentru totdeauna, nu pentru un an de zile cum era legea și trebuia repetată din nou. Deci o chemat-o pe Maria și Maria, când a auzit, s-a sculat iute. Știți că apostolii când au fost chemați de Domnul Iisus, n-au stat tare mult la tocmeală. O mai zis unul că lasă-mă să mă duc să lucru pe tatăl meu și pe mama mea, că mai am niște obligațiuni. Nu era dintre apostoli. Deci, trebuie să înțelegem că au lăsat toate lucrurile și l-au urmat pe Iisus. De ce oare? Că încă nu erau plini de Duh. La tine sunt cuvintele vieții. Tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Ei vedeau în El eliberatorul nu numai al lui Israel, ci al lui personal. Îl scapă de moarte. Asta fericit de tine că nu cambia și sângele. Nu era înțelepciunea lor firească, Duhul lor firesc, ci Duhul Tatălui care ne îndreaptă spre Iisus. Să știți că nimeni nu vine la Tatăl, la mine, dacă nu e atras de Tatăl meu. Deci totdeauna când am venit la Iisus, n-am venit așa că mi-a vorbit un frate. Nu, Duhul lui Dumnezeu a fost acolo și a lucrat la inima ta pentru că ți-ai pus-o, te-ai dezbrăcat. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Trebuie să te lepezi. Ca să te umpli cu Duhul Sfânt, trebuie să te golești, că nu poate nimeni pune peste burducurile acelea și învățăturile vechi lucruri noi. Deci, ne învață că totdeauna trebuie să renunțăm la toate lucrurile care aparțin intereselor omenești ca să putem fi puși deoparte pentru Dumnezeu. Noi putem trăi ca oameni aici, să avem nevoie omenești, dar nu avem idealuri omenești. Adică nu credem că dacă ne vom face o casă, oamenii vor vorbi despre noi sau vom da numele la o țară, oamenii vor vorbi pentru veșnicie că ăsta e un binefăcător. Că se întâmplă că de cel mai mult acestea sunt niște răufăcători. Maria când a auzit s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îi întâmpinase Marta. Când a intrat Iisus în sat? Când s-a răstignit pe munte, atunci a intrat în sat, ca să înțelegem. Atunci a fost răscumpărarea. Dar ucenicii au venit la Iisus mai devreme. Și cina care a spus asta, sângele legământului cele nou, deși nu era vărsat. Beți tot și mâncați tot din el, o fost mai devreme de lucrul acesta. Deci Maria a mers, chemat de lege, de Marta, la marginea satului să se întâlnească cu Iisus.
să fie printre primii acolo care s-au întâlnit. Iudeii care erau cu Maria, se pare că au fost și iudeii în casă și o mângâiau. Când au văzut-o sculându-se, iudeii ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau, Maria e legământul de har. Au fost cuprinși mulți iudei să vină la Iisus, nu au venit numai apostolii. Și au zis să mergem la mormânt ca să plângem acolo. Maria când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioare și i-a zis același lucru ca și legea. Dacă ai fi fost aici, pentru că lege scria despre cel despre care va asculta popoarele, cel care va duce mântuirea lui Israel și a tuturor neamurilor, dacă ai fi fost tu aici, tu, mântuitorul neamurilor, tu, Shiloh, dar fi murit fratele meu, pentru că tu ești învierea și viața. Cam așa vrea să fi spus, ar vrea să fi spus Maria. Dar aici Iisus, vedeți că Maria nu avea gândirea lui Marta. Știu că va învia în ziua de-apoi. Cred că tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care va să vină. Deci ea repeta ce spunea legea, dar încă nu era în Iisus, în legământul de har. Maria reprezintă cei care necondiționat cred în Iisus. Necondiționat. Nu pe baza cuvântului. Citești legea și cuvântul te încurajează și îți dă credință. Dar nu ai spiritul ei. Spiritul ei înseamnă să o înțelegi în profunzimea învățăturilor pe care le transmite Dumnezeu în spiritul legii. Știți că chiar oamenii din justiție vorbesc. Legea se înțelege în spiritul ei. O aplica legea cu bună credință, nu cu rea credință. Că o poți trage după tine. Aceleași cuvinte. Iisus când a văzut-o plângând, vedeți compătimirea. Pe ea și pe iudeii care venisele cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Păi, multe ori zicem noi așa, nu știa el de înainte cu două zile că e bolnav și va muri și când o zis, hai să mergem că Lazar dorme, ei nu înțeles bine, se facă bine, dar m-a murit. Deci știa Domnul Iisus totul. Și acum de ce? Plângea, compătimea cu cei ce plâng și se bucura cu cei ce se bucură. Era vorba de sentimente aici. Aici nu merge numai cu învățături și cu dreptate. E vorba de sentiment. Fiule, de minima ta și ochii tăi să ia seama la căile mele. E vorba de sentimentele noastre care nu le inhibăm, ci le exteriorizăm. Le trăim cu cei din jurul nostru. Astăzi e o lume artificială în care oamenii se închibă. Nu și arată nici bucuria, nici tristețea, pentru că trebuie să fie ca și aparatele la care se închină. Da. Ce să zicem? Sunt tăle de întâmplări. Zic, frate să-mi. Era regăsit încă la naștere, la tăierea grejurii a Domnului de Simeon și de Ana. Prorocița lucrurile de care urma să se întâmple mai târziu. Amin. Așa este. Așa e. Și a zis, unde l-a spus? Doamne, i-au spus ei, vino și vezi. Iisus plângea. Iisus plângea. De multe ori amintim lumea socială, ca și cum Iisus vezi că a împătimit, a avut slăbiciune. Nu-i slăbiciunea plânge. Nu, nu. E o profunzime a sentimentelor, a trăirilor, o împătimire, o iubire profundă. Când îi spui, plângi și de durere și de iubire. Exact. Plângea. Atunci iudeii au zis, iată, cât îl iubea de mult. Nu au zis că are slăbiciune, pur și simplu l-a iubit. Deci arată iubirea lui Dumnezeu aici. Cum să zic, mama tuturor iubirilor. Da. Unul din ei a zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca și nici omul acesta să nu moară. Sigur că se întrebau că au făcut multe minuni. Iisus s-a înfiorat din nou. Înfiorat pe aici cuvântul nu înseamnă că s-a înfricat. Ci înseamnă că au avut sentimente de descurajare în sensul acesta că nu se simțea în apele lui. S-a dus la mormânt, da. Aici. A
asta aici, ceea ce zic în versetul 38, e o acuză care se aduce și în ziua de astăzi la Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu, pentru toate răutățile care se întâmplă în ziua de astăzi. L-acuză pe negru. Acuzatorul fraților săi, sigur, că l-acuz pe Dumnezeu, l-acuz pe copiii lui Dumnezeu, da, așa e. Întrebarea, aceeași întrebare, dacă ai fost, dacă era Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar... pune dacă. Că am zis de dacă data trecută, dar un picuț aici am uitat să prejez că mă refeream strict la trecut. Deci la viața unui creștin nu pui dacă. Nu te întrebi dacă, Doamne, mi-ai făcut, dar dacă nu mă duceam sau. Pentru că știm că viața creștinilor e sub. Strict nu e că dacă, așa, Dumnezeu... Nu mă refeream la viitor. Da, Dumnezeu este, nu este dacă și parcă se plimbau cu barcă. Este da și amin, așa spune Biblia. Vedem că Iisus s-a înfiorat din nou în sine, s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră. O peșteră era mormântul. Deci, ce mai vreți? Nu era mormântul, era în peșteră și când l-a scos pe Lazar, pe cel pe care l-a ajutat Dumnezeu, l-a scos din mormânt. Nu chema niciun suflet de nicăieri să se amestece cu trupul care era plin de viermi, cum zicea că pute, că e a patra zi. Nu există așa ceva în Scripturi. Asta sunt niște... știți cum se spune? O bălbăială a satanei. Pentru că atunci când nu poți spune un cuvânt, nu mă refer aici la Moise și cu altceva. Vorba că când nu poți spune lucrurile așa cum le spune Dumnezeu drept, începi să le bâlbui. Și atunci totul este ceva ambigu, încurcătură. Nu poate explica nimeni cum e cu sufletul și cu moartea, nu poate nimeni explica cum e cu treimea și cum îs unul. Și zice, aceste lucruri să le socotesc prin, să înțeleg prin credință. Și să știți că toate lucrurile pe care le bâlbâiesc oamenii, cele mai multe ori, așa numiți credincioși, sunt niște ambiguități care nu pot fi explicate până așa zice Domnul. Și tot ce nu spune Dumnezeu, Dumnezeu nu vorbește într-un loc întunecat și după o profunzimea duhovnicească a cuvântului este pentru cei mari, care au crescut mai mari, nu mai sunt copii. Cum zice în Evrei capitolul 6, nu mai punem din nou temelia credinței prin punerea mâinilor și prin botezul, ci trecem la faina mai tare. Dar asta nu înseamnă că dacă mergi la, rămâi la temelie, nu ești la fel de copil al lui Dumnezeu dacă asculți de El. Dar dorința de a cunoaște lucruri mai interesante, le adun de pe piață și încep să le înveți ca și un papagal și le repeți mii de ani o minciună care nu are nicio legătură cu adevărul. Dragilor, suntem oameni mari. Dumnezeu ne-a chemat nu ca să ne prezentăm unii în fața altora mai plin de calități sau defecte. Noi suntem totdeauna înaintea lui Dumnezeu, înaintea Lui vorbim întotdeauna. Și aici nu s-are în vedere fața omului. Ne oprim, dar vreau să mai amintesc partea că o dat piatra la o parte. A zis Iisus, Doamne, miroase greu, Marta, a zis sora mortului, că este a patra zi. Și Iisus îi răspunde, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Puterea lui Dumnezeu învie. Toți au crezut că Iisus a făcut lucrul acesta. Da, El a făcut cu puterea lui Dumnezeu. Și Iisus a ridicat ochii, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc astfel, deci nu se asigura El așa, ci se audă oamenii că totdeauna ascultă Dumnezeu pe Fiul Său. Era înainte de jertfirea sa, de actul final. Era o certitudine în legătura dintre Iisus și Dumnezeu. Era într-o armonie desăvârșită. Să știți că după cum El și cu Tatăl sunt una, copiii lui Dumnezeu trebuie să fie una cu Tatăl și cu Fiul. Dacă nu este așa, este o încurcătură, dragilor. Și problema nu e la Dumnezeu, e la noi.
După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare. Lazare, era cuvântul. Zice și se face. Vino afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. A ieșit fără să meargă. Asta-i învierea din puterea lui Dumnezeu. Și după ce l-a înviat, l-a dezlegat și a zis, trăiește! Nu putea să trăiască chiar dacă v-a înviat înfășurat acolo. Eu sunt învierea și viața. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Au crezut în El. A crede este o credință care a fost mărturisită de Dumnezeu prin Fiul Său. Deci, noi mărturisim acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu e ceva ce nu s-a întâmplat. S-a întâmplat, s-a văzut, s-a auzit, s-a scris. Și noi nu trebuie decât să credem lucrul acesta. Ba mai mult. Trebuie să credem pe Dumnezeu și lucrurile care nu s-au întâmplat și care n-au fost scrise. Asta înseamnă credință desăvârșită. Matură. E nevoie de aceste lucruri pentru că suntem în vremuri de încercare. Credința oamenilor credincioși de astăzi, cei care sunt aleși lui Dumnezeu, că toți sunt credincioși într-o formă sau alta, să știți. Noi le spunem credulități, că suntem disprețuitori. Să știți că unii dintre ei ar muri pentru icoana care crede că eu fac un minun. Ar muri pentru ea. Da, te rog. Cum ai amintit că învierea aceasta a făcut la 4-a zi, adică perioada de viitor a imaginii că Domnul Iisus, când a venit în lume, a 4-a mie de ani de la lege, așa, de atunci, cei care cred în El au viață. Au viață! Ei deja sunt și trăiesc! Exact. Dar restul își urmează la rândul cererilor, întreaga omenire va învia, așa cum a zis, prin chemare publică și prin dezlegare de înfășurătorile satanei și a legăturilor morții. Trebuie dezlegat și ajutat să meargă, de către alții. Oamenii l-au dezlegat, iudeii pe mort, nu Iisus. Da, da, da. El l-a înviat. Adică e bună lecția. Astăzi toată lumea dă la ucrainieni pâine și îmbrăcăminte. Să știți că e foarte bine pentru omul cel vechi. Dar dați-l pe Iisus când vă întâlniți cu un ucrainian. Cu siguranță ne vom întâlni mulți ani înainte cu oameni nenorociți. Totdeauna dați-l pe Iisus cum l-ați primit și voi. Cum îl dai pe Iisus? Prima dată făcând milostenie pentru nevoile lui firești. Și toate le faci în numele lui Iisus. Și îl mărturisești că El îți dă viața, El îți dă veșnicia. Nu vă ascundeți astăzi de mărturia adevărată, la lege și la mărturie. Domnul să ne ajute, amin.